Președintele Claus Iohannis participă la summitul formatului București Nou, o reuniune NATO a flancului estic. Discuțiile din capitala letonă, orașul Riga, vor fi coprezidate de șeful statului împreună cu omologii din Polonia și Letonia. De altfel, așteptăm chiar la această oră declarații din partea președintelui României. Până atunci vă spun că în premieră la acest summit nu participă Ungaria, iar jurnaliștii de la Financial Times spun că aliații din Estul Europei discută despre excluderea Budapestei din acest club, de nouă. Totuși, la reuniune va participa secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, și vorbim despre o reuniune care are loc cu o lună înaintea summitului aniversar NATO 75 de ani. Șefii de state din cele nouă țări vor discuta despre consolidarea măsurilor de descurajare și apărare a flancului estic, dar și despre intensificarea sprijinului pentru Ucraina în războiul cu Federația Rusă. Administrația prezidențială spune că șeful statului va pleda pentru citez o atenție sporită asupra situației de securitate din regiunea Mării Negre, dar și pentru continuarea măsurilor de sprijin pentru partenerii cei mai expuși din regiune, cum ar fi Republica Moldova, citat închis. Din formatul București nou o fac așadar parte Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania și Ungaria.